Al meu, localitate numită și Țara Căpșunelui, a dat startul vânzărilor de fructe vedetă. În piețele sătmărene au apărut deja comercianții care au scos pe tarabe prima producție din 2016. Mari, dulci, dar și scumpi, căpșunii sunt atracția clienților. Cu toții așteptăm să apară căpșunii, pentru că nu-i așa, tuturor ne plac. Aceste fructe le vom găsi pe tarabele din piață aproximativ o lună, o lună și jumătate. Căpșunii sunt vedetele sezonului. Fructele mult așteptate de gurmanzi au apărut în piețe, dar la un preț destul de piperat. La Satul Mare, un kilogram de căpșuni se vinde cu 15 lei. Vă plac? Da. Ați văzut prețurile? Cum vi se par? Destul de mult. Mult, mult, mult. 15 lei kilogramul. Cam mult, cam mult. Las, când a fi mai ieftin. Totuși există pofticioși care cumpără fructele aromate indiferent de preț. Primul cules, prima dată care vând astăzi. E foarte frumos și foarte asta le spune oamenii că se țeră și cine are bani gustă. I-ați gustat? Da. Cum sunt? Bun. Vă plac căpșunii? Mâncați mulți căpșuni? Da. Cum trec? Trăgere. Destul de bine. Sunt frumos, sunt gustoși. Așteptăm clienții. De unde ați venit cu ei? Al meu. Agricultorii spun că recolta din acest an va fi bogată. Asta înseamnă că vom putea cumpăra mai mulți căpșuni din piețe, dar și la un preț mai bun.